Artiștii autohtoni au încununat de Sfântul Vasile șirul sărbătorilor de iarnă, astfel că au făcut un cadou impresionant datorită melodiilor cântate cu mult drag pentru scumpii spectatori la Palatul Național. Să vedem cine și ce surprize au pregătit pentru public. Ajunul anului nou, noi moldovenii sărbătorim pe stil vechi Sfântul Vasile. Cu această ocazie, în incinta Palatului Național a avut loc un concert de divertisment cu cântece și melodii de petrecere și voie bune. Atât interpreții a muzicii populare, dar și artiștii a muzicii ușoare au incendiat atmosfera prin melodiile lor. Vreau să-i felicit pe cei ce poartă numele Vasile, să le doresc un an frumos, o viață îmbelșugată cu de toate. Și în acest an să le meargă treaba mai bine cum le-a mers în anul 2012 și tot ce doresc să se împlinească. La mulți ani din partea cumătorului Cuciuc, vă pup și vă doresc succese, baftă și sănătate! Este un spectacol extraordinar astăzi în ajun de Sfântul Vasile. De altfel, e un spectacol mai neobișnuit cu mulți artiști. Toată lumea a venit cu bună dispoziție. Suntem în sărbătorile de iarnă. Sigur că dispoziția din sală o simțim și noi aici în scenă, fiindcă se transmite energia ascultătorului și suntem bine dispuși. Cei mai îndrăgiți artiști de la noi de acasă au adus bună dispoziție în rândul spectatorilor și nu au ezitat să le spună la mulți ani tuturor celor care poartă acest nume. Am interpretat niște piese mai noi din repertoriul meu, una Tânăr Tineril Eram și alta De-am avut, de-n-am avut. Cum a primit publicul în anul 2013? Păi, mulțumesc, nu vreau să-mi dezamăgesc spectatorii și admiratorii cântecilor mele și mă străduiesc eu din cum pot să vin cu mesaje noi, cu cântece noi, cu gânduri noi, pentru că cei care iubesc cântecul popular merită asemenea gesturi din partea noastră artiștilor. Este un concert de Sfântul Vasile, așa, în ajunul de Sfântul Vasile. Mă simt cu emoții ca de fiecare dată, că un artist așa este bine, cu emoții să apară pe scenă, după și iese din scenă. De acum, gata, emoțiile s-au dus. Evenimentul a adus în sufletul publicului, cât și a interpreților, o aromă de sărbătoare. Au interpretat cele mai vesele melodii din repertoriul lor. Foarte bine, mulțumesc, bună seara și la mulți ani și vouă, că nu am avut ocazie să vă spun la mulți ani încă. Ne simțim bine, e un concert frumos, e un concert primul în acest an și foarte bine, pentru că din start ne s-au spus cântece ritmate, vesele și am cântat prima piesă, Crede-mă, o piesă de dragoste semnată de Maria Stoianov și a doua piesă, Astăzi este ziua mea, și am cântat-o împreună. E frumos, e cântat pe viu, ai posibilitatea de a cânta cu spectatorul, să preia și el așa fraza sau cuvântul care îl cunoaște, e frumos. Ca de sărbătoare este Sfântul Vasile, felicitări pentru toți cei care poartă acest nume și avem o dispoziție bună, sunt foarte emoționată pentru că nu am o orchestră în spate, dar am să am o fonogramă, cânt cu, pe viu și mă gândesc cum ar fi că atunci când cânt cu o cobză sau cu vioara în mână, alături e altceva, iar când cânti cu fonogramă și nu ai orchestra în spate, nu e același. Dar să sperăm că o să fie totul bine, cuvintele n-am să le încurc și dacă am să le uit cumva, am să le repet pe celelalte, dar să nu spuneți la nimeni. Chiar dacă unii artiști în această zi aveau alte planuri, ei nu au refuzat de a fi alături de publicul nostru pentru a le aduce zâmbetul și bună dispoziție. Foarte bună ca în ajun de Sfântul Vasile, mai ales știind că după acest concert merg să-l felicit pe nașul, mergem să-l urăm cu toată familia. Mă bucură că publicul din sală este predispus la petrecere. Cred că și ei vor merge să chefuiască sau poate mulți din ei deja așa au fost, nu știu. Mă simt foarte bine. E, să spunem așa, ultimul concert din sărbătorile de iarnă. Și am o satisfacție că am participat și eu în aceste sărbători și un concert de încheiere, un concert frumos. În primul rând, de mult nu m-am văzut cu mulți din prietenii mei, din colegii mei și am avut o posibilitate să ne întâlnim, să mai bârfim o leacă.
despre ale noastre. Interpreții au rămas mulțumiți de prestația pe care au avut-o și de căldura cu care au fost așteptați la acest eveniment. La anii mei, eu sunt tânăr, frumos și lumea spune și talentat încă. De atâta, poporul nostru așteaptă de la noi cântece să le placă lor, să ajungă, să ungă inima. Și iată, eu special scriu așa piesă pentru oameni care ne ascultă. Eu când ies în scenă, deodată îi văd pe ochii femeilor că strălucesc. Asta e problema cea mai principală. Bine v-am găsit, Gheorghe Țopa. Am văzut că ați creat acolo atmosferă de dispoziție. Hai, mulțumesc că am primit, mulțumesc, am avut aplauze și flori. Mă bucur că am cântat prima, am ales melodia Lăsați poarta la deschisă, pentru că e ca o urătură. Chiar am spus și de pe scenă că când plecam cu uratul, de când mă știu eu artist mare, melodia aceasta are mai mult de vreo 15 anișori și mă rog, cereau de la mine o urătură, dacă începem cu rudele, cu prietenii. Și eu vă spuneam, să fiți tine, să trăiți, ca o floare, să înfloriți. Dar tot e din cânticul Lăsați poarta deschisă. Orice cuvânt e urătură. Dispoziția este minunată. Ați văzut că și sala a fost incendiată. A fost un concert frumos, un concert de sărbătoare. Eu pe această cale acum vreau să felicit pe toți Vasilii din Chișinău și din toată țara, să le doresc sănătate multă și pe toată lumea, să le mai spun încă o dată anul acesta, la mulți ani! O seară caldă de iarnă alături de cei mai talentați interpreți, o lume însetată după melodiile artiștilor noștri, dansători minunați au emanat o atmosferă nemaipomenită de sărbătoare!